Înfrângerea cu 1-2 suferită în fața echipei de Liga a 4-a Atletic Bradul a deranjat vizibil pe antrenorul Iulian Crivac. Acesta a declarat că o astfel de atitudine în joc nu este de bun augur pentru viitor. În partea mea a fost un meci destul de slab. Noi ne-am propus altceva la acest meci. Băieții, părerea mea, ca să fim respectați, trebuie să respectăm fotbalul, trebuie să facem ceea ce ne-am propus. La meciul ăsta, cred că, din punctul meu de vedere, a fost un meci din toate punctele de vedere slab. Jucătorii n-au făcut ceea ce trebuia să facă. Ținând cont că noi suntem în ultima perioadă a cantonamentului, dar asta nu este o scuză. Iulian Crivac consideră că în perioada de cantonament de la baza Vulturilor pregătirea a decurs bine, dar a făcut referire din nou la înfrângerea suferită în fața unei echipe de eșalon inferior. Ceea ce ne-am propus, în mare parte am realizat. Pentru că în această perioadă noi ne-am propus mai mult pe plan fizic și al forței, dar vă dați seama că nu ne cade bine nici nouă, cred că nici lor, sper, să iei bătaie de la o divizionară de o echipă cu jucători care au fost, care au jucat cu ambiție, care au, unii s-au lăsat, s-au apucat, vă dați seama că nu este normal să întâmple așa ceva. FC Argeș își continuă pregătirile în localitate și va efectua vineri și vizita medicală. De asemenea, duminică este programat un nou meci amical.